zice, dar o să citesc de la versetul în context. Domnul a aflat că farisei au auzit că el poate și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei. Și El ți-a fi dat apă vie. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. De regulă la binecuvântări predic despre familie. Când este cina Domnului, primează cina Domnului. Dar astăzi, numele copilului se leagă într-un mod extraordinar cu ceea ce sărbătorim la cina Domnului. Pentru că dacă Tudor înseamnă darul lui Dumnezeu, noi la cina Domnului ce altceva sărbătorim decât? Darul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Haideți să facem un mic joc. Numiți, vă rog, un dar din partea lui Dumnezeu care vă vine în minte, spiritual, material, pe care sigur îl considerați dar de la Dumnezeu în viața voastră. Credință. Dar nu stăm să ne gândim. Cine poate numai repede? Credință. Darul credinței. Bun. Bun. Cine se oprește, ia și afară. Poate asta urmăriți, dar mă darul vieții mele. Amin. Altceva. Ziceți, alt lucru. Am spus, nu contează material, ce vă vine în minte spiritual? Copii. Copii. Sunt dar. Amin. Bun. Altceva. Serviciu. Serviciu. Și acesta. Cine? Pâinea. Pâinea. Sigur. Cum să nu fie? Da? Din partea lui Dumnezeu. Asta e pus în Tatăl nostru. Bun. Altceva. Pensia. 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 Bun. Deci, sigur că ar trebui să spunem mai multe, dar vă zic ceva. La urma urmei, toate darurile bune pe care le primim sunt daruri din mâna lui Dumnezeu. Iacob spune așa, în 1:17, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, slăvit să fie Domnul. Însă deasupra tuturor acestor daruri, daruri mici sau daruri mari, darul pe care le cunoaștem sau poate suntem mai puțin conștienți de ele, există un dar neprețuit. Este darul darurilor pe care nu putem să-l asemuim cu nimeni și cu nimic, și anume darul lui Dumnezeu prin care avem viața veșnică. Slavă Lui! Tot restul existenței noastre, speranța noastră eternă, viitorul nostru veșnic, fericirea și binecuvântarea sunt legate de darul lui Dumnezeu. Felul în care stăm astăzi aici, am putea să spunem zeci sau sute de diferențe între oamenii care stau aici. Dar la urma urmei, când Dumnezeu se uită la noi, ne vede în două categorii. Și anume împărțiți după felul în care ne raportăm la darul lui Dumnezeu. Și în această dimineață, tu ești la dreapta sau la stânga în ochii lui Dumnezeu, după felul în care, până acum, tu te raportezi la darul lui Dumnezeu. Dacă ai întins mâna sau dacă n-ai întins mâna, să primești darul lui Dumnezeu. Sărbătoarea din viața noastră este legată de darul lui Dumnezeu. Și iată că într-o zi cu căldură toridă, darul lui Dumnezeu
Dumnezeu stă așezat pe marginea unei fântâni, numită fântâna lui Iacov. Pentru că probabil a săpat-o Iacov. Și este gata să se ofere pe sine unei femei proscrise, care toată viața n-a făcut altceva decât să alerge cu mâinile întinse după o fericire pe care n-a reușit să o prindă. Știți că, într-un fel, ca oameni, suntem toți ca femeia din Sihar. Purtăm în noi stigmatul păcatului, în timp ce suntem în căutarea fericirii. Dar găleata continuă să ne fie goală. Ce-ai în găleată? Până la momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, găleata femeii cum era? Goală. Cine știe ce ai pus în găleată? Ai pus în găleată bani, faimă. Poate ți-ai încărcat găleata cu tradiție. Ți-ai încărcat găleata cu faptele tale personale. Vezi că ai găleata spartă. Că nu te umpli cu nimic. Adevărul este că fericirea va sta departe de cei mai mulți, deoarece viața, ea vine în viața oamenilor. Numai în viața oamenilor care au parte de darul lui Dumnezeu. Cât de multe s-ar putea spune despre darul lui Dumnezeu. Dar în această dimineață, aș vrea să spunem scurt doar patru lucruri despre darul lui Dumnezeu. Mai întâi, ceva legat de, din versetul 10, ceva legat de identitatea darului lui Dumnezeu. Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să iau, tu singură ne-ai fi cerut. Darul lui Dumnezeu, fără să o lungim, este Iisus Hristos. În acest fel, darul nu are de a face cu ceva în afara persoanei lui, ci este strâns legat de Hristos. Pentru că în Hristos, de persoana lui, că în Hristos Dumnezeu se oferă pe sine. Din nefericire, starea de păcat, ignoranța din noi, indiferența, sunt motivele pentru care cei mai mulți oameni nu cunosc identitatea darului lui Dumnezeu. Și stă darul lui Dumnezeu întins spre oameni. Și oamenii nu știu să pună mâna pe darul lui Dumnezeu. Și nici nu este de mirare. Pentru că atunci când darul lui Dumnezeu a fost oferit lumii, lumea nu l-a cunoscut, spune Scriptura. Zice Ioan, în 1 Ioan 3 cu 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu le cunoaște. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Sau Pavel zice, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și tot el spune că el, Hristos, a fost făcut pentru noi, 1 Corinteni 1 cu 30. Înțelepciune, neprevire și răscumpărare. Pe care o n-au cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Căci, în fapte 13 cu 27, locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare zi de sabat. Și Pavel în 2 Corinteni 5 cu 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu mai cunoaștem în felul acesta, un fel strâng de a-L cunoaște. De-A-L cunoaște numai ca om. De-A-L cunoaște numai ca proroc. De-A-L cunoaște numai învățătura. De-A nu-L cunoaște ca Mântuitor și Domn. De-A nu-L cunoaște prin revelație divină că este Mântuitorul și Domnul, căci este darul lui Dumnezeu. Putem cunoaște identitatea darului lui Dumnezeu numai dacă ne este descoperit prin revelație. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să cunoaștem că darul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, slavă Lui. În rugăciunea
Din Ioan 17 spunea Domnul Iisus că-și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Sau cuvântul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cuvântul ne dezvăluie cine este darul lui Dumnezeu și putem fi convinși de identitatea acestuia numai prin întâlnire personală cu Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Domnul Iisus spune Ioan 5:39, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, pentru că viața veșnică este legată de Domnul Iisus Hristos indestructibil, pentru că El este viața veșnică. Slavă Lui! Amin. Femeia samariteancă a crezut până la un moment dat că darul lui Dumnezeu poate fi primit oarecum independent de Dumnezeu. Când Domnul Iisus i-a vorbit despre apa vie, despre apa vieții, i-a zis, mi-ar trebui acea apă. Dar Iisus Hristos i-a descoperit că El este darul lui Dumnezeu, că El este apa vie, că El este apa vieții, că El este izvorul care aduce mântuire, iertare și fericire și că toți cei care își doresc darul lui Dumnezeu trebuie să se întâlnească cu El și să creadă în El. Amin. Amin. Darul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Aceasta este identitatea Lui. De multe ori noi am vrea să întindem mâinile să primim numai binecuvântări de la Domnul și să n-avem nimic de a face cu El. Dar când se oferă lumii, Dumnezeu se oferă pe Sine. Îl dă, dă ce are mai scump. Îl dă pe Fiul Său, Iisus Hristos, și atunci El ne dă totul. Amin. Amin. Ceva despre care implicit, când aflăm că identitatea darului lui Dumnezeu este Iisus Hristos, aflăm ceva și despre imensitatea darului lui Dumnezeu. Și anume, cât de mare este darul lui Dumnezeu? Ce valoare are acesta? Noi la Crăciun vedem, deși lucrul acesta nu e valabil întotdeauna, am văzut aproape la fiecare Crăciun, deși eu nu stau cât mai departe, așa mă detașez de împărțitul cadourilor, dar am văzut că sunt copii mai, cine știe de ce sunt ei urmăriți în viață și interesant ar fi să faci un studiu pe asta. Sunt copii care vin și cer cadouri. Acum noi, ați văzut că anul care a trecut, toate au fost cadouri legale. Cutiile erau stați de la fabrica, le-am cumpărat, unde sunt cutii. Cu aceeași măsură. Dacă ai unul care are un șifon de jurnal greu, se pare că e ceva sau vă rog să-mi-l schimbați pe meu. Cât de mare este darul acesta? Ma, știu că ai putea să primești tu un cadou mare, mare și înăuntru să fie gol. O să fie niște hârtie de ambalaj. Nu știu ce v-ați primit. Sau să fie micuț, așa, și înăuntru poate fi ceva de valoare. Odată ce aflăm că identitatea darului lui Dumnezeu este legată de Iisus Hristos, ne este ușor să înțelegem că valoarea darului lui Dumnezeu este inestimabilă. Valoarea darului lui Dumnezeu este determinată de două lucruri. De cine este El și ce face El. Păi, spune Pavel în 2 Corinteni 9:15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Ce înseamnă asta? Că valoarea darului lui Dumnezeu nu poate fi cuantificată. Că nu poate fi exprimată în cifre umane. Nu știu dacă există cum e cu bugetul cerului și așa mai departe. Dar în ce privește persoana lui Hristos ca Dumnezeu, în ce privește persoana lui Hristos ca Dumnezeu, este infinit gloria Lui. Prin urmare, așa este și valoarea Lui ca dar al lui Dumnezeu. De ce? Păi spune Pavel în Coloseni 2:9-10, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Da, Efeseni 3:8.
Mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, care sunt în Hristos. Dar în același timp, imensitatea darului lui Dumnezeu este determinată și de ceea ce ne-a dus acesta. La cei care ați fost joia aceasta la studiul Bibliei, știți că am rămas mulți de uimire descoperind în primele 14 versete, sau mai exact în versetul 4 la 14 din Efeseni 1, revărsarea binecuvântărilor spirituale ale darului lui Dumnezeu în noi. Și anume că darul lui Dumnezeu însumează pur și simplu e o revărsare, un conținut extraordinar de darul în sine. Și anume alegerea, sfințirea, neprienirea, învierea, harul, răscumpărarea, iertarea păcatelor, descoperirea tainei sale, moștenirea slavei sale și pecetuirea cu Duhul Sfânt. Și odată ce cunoști darul lui Dumnezeu și că acesta se referă la Iisus Hristos și la lucrarea sa, înțelegi că imensitatea darului lui Dumnezeu este copleșitoare. Că nu poate fi egalată de nimeni și de nimic. Că orice ai căuta în această lume, orice dar ai căuta să-ți ospăiască, să-ți umple golul din suflet, este nepotrivit, sărac și mic. Pe lângă darul lui Dumnezeu. Iar singura alternativă normală este să zici, nu mă mulțumesc cu altceva. Numai și numai cu darul lui Dumnezeu. Așa că singura întrebare care poate să steacă prin minte este cum poți să-ți însușești darul lui Dumnezeu? Dacă darul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, dacă este legat de persoana lui și de ceea ce face El, că viața veșnică, că mântuirea, că iertarea de păcate, că răscumpărarea, că toate binecuvântările, că viața fericită, că viitorul veșnic, trecutul șters, prezent, de mână cu El și un viitor veșnic și scăparea de moarte, cum am auzit la timpul de închinare, sunt legate de Hristos. Trebuie să-L ai. Cum pot intra în posesia Lui? Când cunoști darul lui Dumnezeu, se naște în inima ta dorința de a avea parte de El. Când femeia a aflat valoarea darului lui Dumnezeu, era dar. Cumva știi că darurile nu se cer. Că oricum este o impertinență. Deși de când sunt mic, am crescut cu fratele mai mic, cu Saul, și când era la Nicola, când se dea cadouri, nu știu cum, că totdeauna aflam cadourile, că îl căuta. Știți că ai stat de aluna să nu-mi fi făcut cadou. Era mic. După ce mă prefăceam că nu l-am ăsta, dar cumva îmi doream în sinea mea. Așa după cum, dacă ești normal, și tu, că îți dorești. Era, nu, eu spui toată să îi fac cadou de ziua la aniversare, dar eu nici nu am, în cel mai negru coșmar al meu, mi-am făcut scenariul ce s-ar întâmpla dacă eu n-aș fi vigilent în privința asta. Trebuie să vă dau aici aprobator, că da, că așa. Deci, când femeia a aflat valoarea darului lui Dumnezeu, în sufletul ei a apărut dorința de a intra în posesia acelui dar. Apă, ca să nu mai trebuiască să vin ca o proscrisă la ceasul al șaselea, adică de ce să vii tu când e mai mare căldura? De ce să nu vii cu celelalte femei când e normal, dimineața, când merge toată lumea, pe umbre? Pentru că toate te judecă, că știu cine ești. De aceea, să nu mai porți stigmatul acela. Cum ar fi să nu mai trebuiască să scot apă niciodată? Să fii usătur în sufletul meu? Știu că ea se gândea la apă fizică. Este nebun cel care înțelege cine este darul lui Dumnezeu. Și apoi nu face nimic să-l aibă. Să intre în posesia lui. Am văzut că noi nu putem să-l cunoaștem pe Dumnezeu numai dacă Dumnezeu este cel care ni se descoperă.
Dar odată ce Hristos ne întâlnește, odată ce știm că El este darul lui Dumnezeu, noi trebuie să facem tot ce trebuie făcut în limita Scripturii ca să avem parte de darul lui Dumnezeu. Altfel, oricât de valoros ar fi darul lui Dumnezeu, pentru tine un dar nu valorează nimic dacă nu este al tău. Nu de mult am văzut la știri sau am citit prin ziar despre un diamant într-o mină din Zimbabwe, care ar fi printre cele mai mari diamante, care tocmai a fost jefuit și așa mai departe. Arată Daniel Mircea. Cum arată să zic? Te interesează? De ce? Nu mi-a înțeles. Eu ai dat și la genotic să se la pe el, dacă ar o de tot. Dacă darul vieții veșnice e inestimabil, dar nu e a meu, atunci ce valoare are? Dar ca să-ți însușești acest dar, este nevoie să-ți vezi starea, neputința, nevrednicia și să accepți că ești pierdut fără el. Pentru că și Hristos, când femeia își dorește apa, adică nu e așa simplu, zice, mai avem o problemă. Ai acces la apă, dar încă n-am descoperit cine ești cu adevărat. Adică deși el știa, încă n-ai mărturisit cine ești, încă nu ești bărbat. Păi na, eu știam. Vezi aici. Nu te da expertă în teologie, că tocmai se pornise o discuție despre unde e locul de închinare. Până nu te pocăiești înaintea Domnului. Până nu-ți vezi neputința și zici, Doamne, asta am făcut o viață întreagă, să umblu cu găleata după darul. Să-mi umplu cumva viața cu ceva. Și am eșuat lamentabil la fiecare capitol. Cum poți să ți-l însușești? Prin credință și pocăință. Acceptând ce a făcut Hristos la cruce. Stricând, dăm să beau. Să întinzi mâinile cu disperarea unui om care n-are altă șansă. Și ascultând ce spune darul lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împotriți. Și eu vă voi da odihnă. Amin. Și încă un lucru despre darul lui Dumnezeu de data aceasta. Ce-ți face darul lui Dumnezeu? Împlinirea lui. A spus Domnul Iisus în versetul 14. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. În lumea de aici, dragii mei, nu există niciun lucru care să ne poată împlini pe deplin. Pentru că orice lucru îți aduce acum fericire pentru scurtă vreme, se va epuiza. Se epuizează. Asta a crezut fiul risipitor. Am bani, am cerut moștenirea de la tata. Că oamenii care sunt răzvrătiți, ei nu gândesc pe termen lung. Adică ei nu gândesc așa, cum gândesc și un copil al lui Dumnezeu. Ce fac și după ce plec din această lume? Ce se întâmplă cu viitorul meu veșnic? Dacă nu e așa și dacă este aici cineva care n-are rezolvată relația cu Dumnezeu, tu poți confirma că tu nu te gândești la asta. Te gândești pe termen scurt. Și când s-au terminat banii, atunci trebuie să te precipiți. Trebuie să la corp, să duce la mai departe. Soluții din acestea în pripă. Numai Dumnezeu este Cel care poate împlini. Numai darul lui Dumnezeu ne aduce mulțumire și împlinire de plină. Trebuie să știi că din orice izvor te-ai adăpa, materialism, celebritate, bogăție, distracție, faimă,
Va veni o zi în care îți va fi iarăși sete. Pentru că toate izvoarele acestea au ceva în comun. Seacă. Seacă. Dar cine acceptă darul lui Dumnezeu, găsește împlinire veșnică. Pentru că atunci când accepți darul lui Dumnezeu, când îl accepți pe Hristos Iisus, tu ai acces la viață veșnică. Și la tot izvorul de har care este în El. Asta e enunțat clar Pavel în Roman 6 cu 23. Căci plata păcatului este moarte. Este cel mai citat verset pe jumătate. Dar darul, fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dacă pretinzi că tu ai primit darul lui Dumnezeu, adică pe Iisus Hristos în viața ta, dar inima ta continuă să fie pustie, să fie nefericită, mormăitoare și nu ești urs, neîmplinită, înseamnă că te-ai înșelat. Căci tu nu pe Hristos l-ai primit. Poate tu ai acceptat o credință formală, o dogmă, o tradiție, ai făcut un angajament sentimental, dar Hristos nu locuiește în tine. În această dimineață, nu doar pentru că stăm la cina Domnului, și noi facem lucrul acesta în fiecare lună, ca semn de recunoștință, pentru că trăim, pentru că avem viață veșnică, datorită darului lui Dumnezeu, datorită lui Dumnezeu care se oferă pe sine, datorită lui Hristos, care depunătorul merge la moarte, ca să putem trăi. Dar, dacă este cineva aici care stă departe de darul lui Dumnezeu, cum pot sta nepăsător față de un dar atât de mare? Dacă mă înțelegi, de astăzi încolo ar trebui să te reașezi ca poziție de față de darul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi a fost vorba despre Tudor, despre un dar al lui Dumnezeu. Vreau să vă povestesc pe scurt despre un alt Tudor. Din viața mea. În urmă cu mai mulți ani de zile. La 13 ani, când alții sunt dezinteresați de viața veșnică, eu am început să fie interesat de mântuire. De ce se întâmplă cu el după ce va pleca de aici? Și părinții mi-au obsesizat lucrul acesta și am vrut să stau mai de vorbă cu el. Pe când erau la lucru, l-am vizitat de mai multe ori acasă. Și în multele noastre discuții am spus, tu ești Tudor, tu ești darul lui Dumnezeu. Dar există un alt dar venit din cer. Este Iisus Hristos. Și El stă întins. Acum ți se oferă. Niciodată în viața ta nu vei regreta pentru că ai făcut lucrul acesta la 13 ani. Și acum este momentul să pui mâna pe darul lui Dumnezeu. Și Tudor a zis, îmi doresc darul lui Dumnezeu. Doresc să mi-l însușesc. Și până am botezat-o pe Andreea, a fost cel mai tânăr, printre cei mai tineri pe care i-am botezat. Astăzi Tudor este arhitect în Viena și cred că binecuvântat și cred că sunt ultimele binecuvântări din viața lui despre care noi auzim. Asta se întâmplă când pui mâna pe darul lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului. Și în timp ce biserica se roagă, eu vreau să vă întreb cu responsabilitate. Este cineva aici care încă nu l-a primit pe Iisus Hristos ca darul lui Dumnezeu? De 2000 de ani, Hristos stă și se oferă pe sine. Ca darul lui Dumnezeu venit din cer. Cel care umblă și satisface viața. Și îți promite că niciodată în viața ta nu să rămâi cu găleata goală.
sufletul tău nu va fi gol, ci te va umple și te va binecuvânta cum nu te poți gândi. Indiferent că ai 12 sau 13 ani, sau că ai 70 de ani, sau că ești floarea vârstei, nu te supăra. Câtă minte trebuie să pleci fără darul lui Dumnezeu, care este viața veșnică? Este cineva care vrea să spună în timp mânat, îmi trebuie darul lui Dumnezeu, mi-l însușesc. Doamne Iisuse, te accept în viața mea. Umplă-mă de fericire și bucurie. Împlinește-mă, Doamne. O să arăta un moment cu mâna ridicată că Tu, cel darul lui Dumnezeu în viața ta, înțelegând că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul să te binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Domnul să te binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Dacă mai este cineva, eu sunt om și poate nu pot vedea așa de bine, dar Dumnezeu te vede. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Am văzut. Acum, mai vreau să fac o chemare alături de cei care au fost gata să spună primim pe Iisus Hristos ca darul lui Dumnezeu în viața noastră. Vreau să vă chem la stare de mulțumire și bucurie pentru darul lui Dumnezeu. În calitate de credincioși, ne obișnuim să cerem mereu atât de multe lucruri fără să ne gândim că atunci când am acceptat darul lui Dumnezeu, am devenit cei mai bogați oameni din univers. Știți ce zice Pavel în Coloseni 2:10? Voi aveți totul de plin în El. Capul oricărei domnii și stăpânii. Să-i spui Domnului, Doamne, eu am parte de darul lui Dumnezeu și când am parte de El, am totul de plin în El. Și uneori mă văd atât de nemulțumit. Iartă-mă, Doamne! Și ajută-mă în calitate de copil al Tău, posesor al darului lui Dumnezeu, să fiu om mulțumit. Să mă uit că primindu-L pe Hristos am totul de plin în El. Dacă dintre copiii Domnului sunt oameni care doresc să umble cu această mulțumire în sufletul lor, cu această stare de recunoștință, vă rog să arătați și voi prin ridicare de mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Atunci putem trece mai departe cu inima plină de bucurie să ascultăm glasul Domnului care spune, pe cât mâncau, Iisus a luat o pâine și înainte de orice a binecuvântat. Ne ridicăm